Sunt într-un parc din Cluj. Cred că sunt în secolul 19, nu în 20, când venea mica burghezie și marea burghezie și se odihnea și era perioada aia idilică, și, dar asta era peste tot în Europa. Acum la noi sunt mici insule de fericire, da? Acea România a lucrului bine făcut este micuță, scurtă și se află pe aici, pe acolo. În rest e dramatic, dar e bine că am sosit în orașul dumneavoastră. Maestre, suntem absolut onorați să vă avem aici la o nouă ediție a Central Park Wine Festival. Suntem în parcul central din Cluj. Da, sărbătorirea vinului, știi? Pare așa o nebunie și să sărbătorești vinul în luna la sfârșit de august, pe muzică discretă, da? E un pretext să te bucuri cât de cât că existi pe pământ, nu? Fete drăguțe, bună ziua! Centrul electric a furnizare, doriți să ne lăsați și nou un mesaj? Un mesaj? Aoleu, la ce? La electrica, mama mea, păi da, stați puțin că mă zgudui, că electrica furnizare, mă simt băgat în priză la 380 de... Bun. Electrica furnizare, furnizor integrat de energie electrică, gaze naturale și servicii. Ce să scriu? Un polițian român la un moment a zis, bonjour popor, mersi că m-ați ales. Cu simpatie pot să spun. Gata, s-a rezolvat. Avem undeva peste 120 de producători de crapă. De vin, da. De vin. Ideea este că nu, deși se cheamă Central Park Wine Festival, se dorește să fie un eveniment boem. L-ați înțeles foarte voi bine. N-ați, ascultă-mă, da. Voi n-ați prins boema de pe vremea comunismului. Să știi că pe vremea erau chiar boeme. Societatea aia cumplită care era până în 89, era foarte stratificată și exista boema asta în lumea literară, știi? Ăștia bețivi profesioniști, poeții care își recitau versurile în crâjme, pictori ușor nebuni, exista acea categorie. Acum, uite, într-un parc de ăsta unde vezi, uite, un tânăr cu iubita lui pe un pahar de vin, totul pare foarte romantic și cu hârtie creponată așa. Unde-i boema? Boema este, cum să spun, explozivă și mă așteptam să bântuie pe aici bețivii orașului, nimic. Ori voi n-aveți bețivi în Cluj, eu fi adunat boc pe toți și i-a trimis într-o vacanță undeva la mare. Serios sunt. Deci într-o zonă unde, ia cătă, e o minunăție, una, wine, toate sunt englezești, wine, grand vinuri. Avem atât vreme străine cât și românești. Da, da. Și de Republica Moldova, eu mă gândesc, adică, uite, domnișoara bea un vin. E bun rozeul ăsta? Foarte bun, da. Da? Nu vorbește română. Nu vorbește română? Da. Ah, foarte bine. Va vorbi după ce bea vinul ăla, să vezi. Exact. O să o apuci o vorbărie de nu să te mai descurci. Bine. Ceau. Vă contrazic, să știți, că să bea foarte mult. Cred că ți-am scos asta de... Cred că nu. Să bea foarte mult vin la festival. Acesta, da, este o... E o perioadă mai... așa cu drag și încet și o întins multe ore. Uite, aici ceva, asta nu are vin, are prăjitură. Hai, mergem puțin aici așa. Aici avem un producător local de tarte. De tarte, da? Aici, practic, să zicem, avem un... Chiș Lorenu. Chiș Lorenu de la Cluj. Salut! Să rămână, ce faceți? Bine! Sunteți proprietară sau angajată la firmă? Proprietara. Ah, bravo, asta e cel mai mișto, știi? Asta este. Când văd proprietara care știe și faci Chiș Loren, care e? Asta e? Sau asta e? Variațiuni pe tema Chiș Loren. Da? Ca mare pianiști, vezi? Variațiuni. Asta cu ce e? Deci... E cu trei feluri de brânză, mozzarella, un blue cheese și brânză maturată. Ceapă verde, muștar franțuzesc, telemia. Foarte tare, da. Aici avem cu cârnați, dulceață de ceapă și cacea fumat. Aici cu dovlecei ușor prăjiți, mai delicați, așa. Da. Aici cu ciuperci. Cu ciuperci și cedar. Da, da. Am discutat pe vremuri cu răposatul Caramitru, care era macedon, și spuneam, bă, voi știu că am mâncat toată la niște macedoneni, o plăcintă. Păi zice, să știți că
noi făceam înaintea francezilor quiche Lorraine, adică plăcintă cu praz și cu plăcintă cu praz și cu brânză, știi? Da. Ai pus praz în ea? N-ai pus. Am pus ceapă verde. Ceapă verde, nu. Se face cu praz quiche Lorraine, fii atentă. O să încerc. Ea încearcă așa. Deci prazul este o ceapă mult mai elevată, așa. Da, fără glumă. Deci cu prazul este baza la quiche Lorraine. După părerea mea, poate există mai multe școli de gândire, dar asta este. Și, dar ce făcea? Și îți vând acest secret. Fierbea prazul, zice, bunica mea fierbea prazul în lapte înainte să-l pună în plăcintă, știi? Da, da. Și dădea o savoare nemaipomenită. Deci quiche Lorraine cu praz, te rog, data viitoare... Bine se face. Da, bine. Nu gustat, cum că mai trebuie să filmez și dacă mănânc, mă blazez și nu mai sunt atât de inteligent. Da. Aici da. Ajungem la ape. Domnul ăsta ar trebui să ne oprim să-l salutăm. La cine? La Horincie. La Horincie? Este... Uite ce mândru e și ce râde așa, știi? Asta, păi cu tăria, știi? Deci, ăia sunt mai triști. Doamnele care vând vin sunt mai triste decât ăștia care vin palincă, nu? Am dreptate sau nu? Vrei nu? Dai cuiva o băutură, da. Te încântă... Deci fii atent, mie nu-mi plac băuturile tari care au fost ținute prea mult în butoi, din mai multe motive. Una... Că probabil dacă dumneavoastră sunteți producător, nu? Da. Sau nu sunteți angajat, da? Nu. Că de obicei cei care vând brânză nu sunt producătorii de brânză sibien. Sunt ciobanii, sunt alții și aia care... Deci matale ești ciobanul care îți vin singur brânză. Uite, da? Ia să iau eu o prună uscată și vreau... Nu vreau... Vreau o tărie care nu... Uite. N-a stat în butoi. De ce? Uite, albă. Și de ce? Că eu mândrește. Domnul a stat în butoi, are culoare de butoi. Dar asta se face cu talaș. Într-o săptămână. O să vă spun și o legendă despre butoi. Mm-hmm. Dă-i și doamne, că să nu saliveze. O să vă rog una de doamne. Deci, în sudul țării... Băgați, puneți și... apă de acolo. Nu, eu fac țuică, fii atent. Am făcut, eu fac, îmi fac, am și eu rachiu de vin, de nu știu ce. Și am asta de, am cazanul și am aia răcită într-un butoi cu... unde vine asta, se răcește aia. Spirala, și au venit un vapor cu turiști, le-am dat cât un păhăruț și până să le dau eu de la gura țevii, astea și-au luat din butoi la apă de aia, că le-au cu aia. Și le vedeam cum gustă și nu. De ce am pregătit asta aici? Ia zi. Multă lume spune, dom'le, dar cum asta cu butoi, lemn, culoare, nu știu ce? Talaci. Le dau întâi să guste din asta, care este... Exact cum este orice băutură, whisky, orice, este limpede așa din distilărie, albă. E cel mai bun așa, bun. După părerea mea. Acum, asta cu butoi e o poveste și asta, pentru că multă lume învechește în butoi de dut și alte... Da, asta e o chestie, butoiul de dut o face verde. Face verde și niște tanii. Da, nu, e, da, aiurea, da. Butoiul de stejar... Bine, stejarul e nobil, este o realitate. Și... Dar știi că și vinul ăsta roșu bun să ține într-un butoi de sejar și după 3 ani ăștia le aruncă adevărații producători. Eu după ce le aruncă ăia din Bordeaux... Le cumpăr matare, da. Le iau și le cură și le păi deștept, da. Și după aceea maturez fărinca butoiile alea. Acum, povestea butoiului este așa, pentru că stejarul are niște fibre foarte fine. Da, știu, da. Are niște... Și miroase ceva, să știi. Eu am fost la fabrică, există și în România, și pe la Roșior de Vede, nu știu dacă ați fost. Da. Fac baricuri, așa se cheamă, butoaie de 250 de litri pentru vin, așa. Și le ar puțin înainte, știi cum miroase un baric de la puțin? A pâine caldă miroase. Prima dată arsul a fost pentru ca să poată îndoi doacele. E adevărat, dar pe urmă au văzut ei că dă ceva bun, da. Maestră, felicitări și hai să continuăm aventura. Să continuăm cu vizita. Vreți să-mi dați o sticlă cadou? Hai că trebuie să ajungem pe... La cine? La domnul ăștia? Nu, pe alee, ca să avem așa o imagine. Și cum, dar fetele alea... Vreți să ajungem la fete? Acum gata, le-am abandonat. Revenim. Vă duc după aia la toate standurile, după ce terminăm treaba, ce ziceți? Da, deci... Deci revenim, practic este un festival de vin. Da, da. Unde se mai întâmplă și o palincă bună, da. Avem și bunele gustări care merg bine cu vin, evident. Cum? Brânzeturi. Da, da, da. Păi prietenii mei de la Colin, care sunt tot de la Cluj. Păi da, de la voi, de la Cluj. Cea mai bună brânză de capră la Colin. Produs în România. Produs în România. E genială. Așa este. Da. Ideea e că încurajăm adoptarea.
atmosfera Boema. Practic, ceea ce ne-am dorit este să avem un eveniment. Bine, cu Boema, ce? Uite, sunt cu tătiși cu copii frumoși. Da, cu... Boema e mai greu să zici că aici cad ăștia beți toți de fericire. Sunt oameni cumpăniți, așa, tineri, da. Mici oameni de afaceri, probabil cu prietene drăguțe. Da. Și am ajuns la, să zic eu, cu cel mai important, da, unde da. Vă așteaptă prietenii și da. Colegul nostru, Cristian Grindean. Da. La mulți ani, copii, vă pup! Salut! Ah. Ah, ce surpriză! Mai ce surpriză! Nu ne-am văzut decât adineauri! Maestre, dar tânăr încă, da, domnule, ca să nu zic doamnă. Da. S-am pregătit un pahar aici. Încă la mulți ani. La mulți ani. E un vin atât de bun încât am impresia că e vinul meu. Parcă l-ai făcut tu. Da. E seara pe deal sau cum e? Da. Seara pe deal și ziua pe vale, știi, așa se cheamă, nu. Deci eu am viat pe un deal la cetate și am o firmă care se cheamă chiar Seara pe deal. De la celebru vers seminesian, nu? Dar nu sună buciumul la noi acolo, ci depinde de situație. Nu sună cu jale. Dar nu sună cu jale. Măi, eu mă uit așa, o zi a vinului în centrul Clujului. Eu mă așteptam să vină și băutorii, profesioneți, în bărboși aia, mari amatori de alcool. Eu cred că au fost adunați de poliția locală sau de primarul vostru, de Boc, și duși undeva, în altă parte, știi? A, băutorii profesionali suntem aici. Văd perechi tinere, distinse, multe fete drăguțe, domne, dar nu văd băutorii. Unde sunt băutorii? Băutorii profesionali, mă, știi că suntem întotdeauna așa undercover. Tu ai prins și puțin comunism, nu? Cum să nu-l prins? Da. 54. Dar ți-amintești ce boemă era pe vremea comunismului? Mai ales când stăteam la noi acasă, licoream sau siropam vinuri din astea, exact cum le faci tu de casă, și recitam poezele de Brumaru. Poezele de Brumaru și mergeați și mâncați varză la vărzărie și beați veneați cu sticla de rachiu după voi, că era voie pe vremea aia. Acum e mai greu să vii la un restaurant distinct și să spui din alcoolul butelca, pe care ai adus. Butelca, da. Apropo, ai încercat vărzăria acum de curând la Cluj? L-am încercat acum 2 ani, cred, când am fost, da. Mie mi-e foarte simpatică varza la Cluj, care este varză ungurească, că au și ungurii. Păi asta înseamnă ale Cluj, adică suntem fele-fele, cum se zice la noi. Mi s-a zis, mi s-a șoptit în cască pe care nu am, să nu-ți mai pun microfonul, hai să ciocnim puțin. La mulți ani tuturor. Da. Deci ideea este următoare. Azi am făcut un tur al parcului și aveam sentimentul că sunt în secolul XIX, la Paris, unde venea mica și marea burghezie să plimbau distinși, pentru că nu văd încă o dată. Este pur și simplu o mică insulă de Românie care nu are legătură cu restul României, știi? Dar nu te referi aici la regatul din care ai fugit tu la cetate? Nu numai asta. De faptul că asta e un pretext de bucurie, un festival al vinului. Și normal ar fost să participe mult mai multă lume, știi? Dar multă lume se sperie că nu are posibilitatea să-și cumpere un pahar cu vin, mulți dintre cetățenii patriei noastre. Pe de altă parte, chestiile astea au devenit așa, o chestie poate de snobeală, știi? Mi-e frică mie să... Dar știi că și snobismul are rolul lui, adică unii încep în a fi snob și învață să fie ok. Paleologul are o teorie despre snobii care au dus lumea mai departe. Știi că, de exemplu, arta modernă și abstractă, pe care snobii au plătit mult așa, s-a avut o mare șansă cu snobii, știi? Pentru că znobia care erau uneori nu erau foarte... Nu știau ei exact ce plătesc. Fără să vrea, au cultivat o ramură artei destul de interesantă. Bun. Deci, Mircea, ești la noi la Festivalul de Vin și îți mulțumim tare mult. Te pregătești să gătești ceva fain în seara asta și ai și un prieten. Zim. Dimineața am fost aici și am zis, domnule, vreau, eu am un aparat de la de gătit la jar și mi-ai zis că, domnule, nu avem voie să facem foc. Nu ți-a zis, mă, uite, acolo e focul, mă, nu e adevărat. Că nu e bine, în fine. Și atunci nu mi-am auzit aparatul ăla. M-am gândit să fac, dacă tot e lume pe aici, pe în jur, să fac niște sandvișuri mai ciudate așa, cu brânza de capră la colin, concetățenii voștri care au inventat această brânză de capră genială, după părerea mea. Și eu și duc foarte bine mai departe. Nu-i deloc mai prejos decât aia franțuzească, pentru că eu am un prieten, un căprar din Spania, care mi-a zis, băi, să știți că
Eu am avut în Spania, am fost crescător de capre, dar am avut un accident, am făcut o paralizie, m-am internat, nu știu ce, și m-a lăsat nevasta cât eram la spital. Și mi-am vândut capre lungi și am venit în România. Și zice, am studiat capra românească. Noi aveam numai capre de-astea, fie cu origine franțuzească, da, fie din Spania, nu știu, care dădeau lapte mult, le hrăneam așa. Și capra românească este foarte inteligentă, că ea mănâncă, nu e ca a noastră care e hrănită în mod artificial. Paște pe unde apucă, să urcă în copac, mănâncă ziare. Deci este, nu, fără glumă. Deci caprele la cărora plac cu boiul. Nu, nu, fără glumă. Stai mă să spun ceva. Capra, spre semire de oaie care e proastă, oaia stă și paște așa, fără să se uite în jur. Capra, dacă treci cu mașina pentru un sat cu capre, și ce fac caprele? Toate se uită la mașina ta. Dar sunt foarte atente la ce se întâmplă în jurul lui. Capra stă cu ochii pe sus. Asta e diferent. E, și de-aia laptele de capră e și sănătos, pentru că bolnavii de plămâni sunt tratați cu lapte de capră și, într-adevăr, această brânzică puțintică e mai scumpă pentru că are o valoare așa. Și dacă e făcută ca lumea, cum o fac prietenii... Și ce ne pregătești așa, după masa vreau asta? Vreau să facem niște sandvișuri cu brânza de la Colin. Sper că e aici, de fapt. Asta este. O să facem niște sandvișuri mici și eu am adus de la cetate dulceață de ardei iute, care nu e foarte iute, e un ardei bulgărez ăsta mai parfumat așa. O să pun și puțină dulceață de măcriș. Adică un soi de mâncărică de măcriș. Tot o faci? Da, tot eu fac. Eu îmi fac singur acolo, în afară de... Îmi fac și brânză, cum mai, că am două vaci. Între altele, când am venit eu la cetate, erau 1000 de vaci, acum 25 de ani. Acum mai sunt, unul are 8 vaci, unul are 3 și eu am 2. Suntem singuri, sunt unul dintre cei mari. Păi, au văzut că a venit la tifundioară, a crezut că crești tu toate vacile. La Revoluția din decembrie, România avea, nu știu, 8 milioane de vaci. După 30 de ani de capitalism, cred că România are 2000, de 4 ori mai puțin vaci, pentru că țăranul român cumpără laptele din comunele noastre, adică aici e nebunia, știi? Țăranul care era marele producător de lapte vine la micul supermarket sau mini-market și își cumpără în cartonul la un lapte din Ungaria, din Bulgaria, din Grecia, și nu din România. Bun. Mircea Dinescu, singurul poet care știe exact și pe de rost șeptelul de vaci și de capre în România. Da. Dar pentru că am zis poetul Mircea Dinescu, tu o să mai stai cu noi aici la Cluj. Dar am zis poetul și ai venit și cu cartea nouă. Cu, Nu, cartea nouă nu e atât de nouă. Eu între timp am scris anul ăsta după pandemie, de silă de COVID, de silă de politicieni, m-am retras la cetate și am scris versuri. Și peste 2 luni o să scot o carte care se cheamă Corabia Nebunilor, că e o nebunie în toată lumea. Că asta după ce vine de undeva, COVID, știi? Am intrat în altă nebunie, da, cu războiul. Asta e o carte pe care am scos-o acum câțiva ani, se cheamă Scaunul cu 3 picioare, da? Și poate o să recit și din ea. Dar... hai să intrăm. Îl invit pe Sabin imediat, dar vreau să ne mai spui pentru cei care ne urmăresc, pentru că noi suntem un pic pe live pe site-ul Central Park Wine Festival, ce, dacă te mai vedem zilele astea, când o să recizi, ce să fac, mai știi ceva? Probabil că mâine o să dau autografe pe cărticica asta. Astăzi o să beau un par de vin, o să fac sandvișuri pentru toată lumea. Pentru prietenii noștri de aici? Da. Și mai o să mai spun câteva chestii inteligente la un moment dat. Dar ceva n-ai ce să faci, știu. Da. Mici pauze. Sabin, nu pleca, da. Acum vreau să te... Astăzi am un invitat, un ardelean indignat, pentru că eu din când în când îl văd la televizor, butonez așa și văd pe el, servus. E rău. Spurcă. E de dreapta, că... E de dreapta, e anticomunistă, nu știu ce, știi? Mă, așa sunt ardelenii. Da, nu ardelenii, nu, cred că ești o excepție. Mă, noi am votat mereu cu partea alealtă. Dracu v-a pus, mai bine. Auzi, știi cum era? E ca la timpul probabil cu votul, că noi toți am luat plasă în figă, și cu, am luat și cu Iliescu, pe urmă cu Emil Constantinescu, pe urmă cu Băsescu și acum cu Neamțu, cu, care ne-a trimis la, culos, la cules Sparanghel. Deși Sparanghelul este o chestie bună. E o chestie foarte bună și destul. Hai să nu aducem un rău renume asupra Sparanghelului, nu asupra președintelui. Sparanghelul e o legumă foarte distinsă. Mircea, te las cu, vă las pe amândoi. Îți mulțumesc mult. Nu,
da, și, da, da, hai să termin. Pe vremea comunismului era un mare matematician, care era o mare figură. Avea tot soiul de vorbe, era Savadia. Amintiți-vă unii mai în vârstă. Nu Grau. Gheba. Nu, Gheba. Nu Gheba, nu, altul și mai tare. Fine, dar n-are importanță. Doi filologi vorbind despre matematică. Nu. Că vorbiți despre mâncare. Nu, el la un moment a întrebat, la o emisiune, era unul care era șeful ăsta cu timpul, probabil. Și a întrebat, zice, stimate domn, dumneata, ești director aici la Institutul de Meteorologie, așa, cam în ce, cât din ce spunem noastră se dovedește a fi real? Cât la sută? Zice, domne, când noi luăm măsurător, nu știu ce, zice, 40% se dovedește că e real când spunem că plouă așa. Păi ce, stați, cum 40%? Păi mai bine spuneți invers. Corect. Că ieșiți mai bine cu 60%. Cam așa e și cu la alegeri, știi? Tu ești de dreapta, trebuia să votezi cu stânga și erai, nu mai era atât de știi indignat. Știi care e dezastru la mine? Iată, cei mai buni prieteni ai mei sunt de stânga. Culmea, păi ăștia de dreapta cu care votez mă sfădesc tot timpul. În țările occidentale, de stânga sunt intelectuali. Marea majoritate a intelectualilor, așa, nu sunt niște mari disperați pentru capitalismul, care s-a dovedit că are cocoașele lui. Nu? Le vedem deci, noi foarte bine. Acum dau seama bine de dezastru, că eu nici inginer nu sunt. Nu, stați un pic. Voi sunteți politică și eu sunt delicatesa în mijlocul vostru. Da. Vă las paranghel, pe voi cu politica. N-am pahar. Hai că ți-aducem și eu. Deci, te salut. Da. Vă las și cu bine, politica și cu delicatesurile. Mi-au eu cartea ta fără autograf, că nu mi-ai dat nici anul ăsta. Asta se întâmplă. Rămâneți alături de Mircea Dinescu și Sabin, deci, German. Facem cam 200 de sandvișuri, cred. Sper că ne... Hai să le facem. Da? Să vă spun o treabă. Cel mai bun muscat pe care l-am băut vreodată, da, este de la Mircea. Ăsta e muscatul meu, Otonel. Incredibil. În zona de la cetate, unde am eu firma asta, Seara pe Deal și unde am Via, este o climă semi-mediteraneană, știi că, de exemplu, în cetate, în toate curțile țăranilor, cresc mochinii acolo. Am văzut. Da. Am văzut. Și atunci și vinul și strugurile se coace mai devreme. Eu culeg strugurii peste o săptămână, deci la sfârșitul noi culegem august. În octombrie. Și în Ardeal se culege mai târziu, evident. În timpul pandemiei a fost foarte nasol, trebuie să recunosc, pentru afacerile cu vin. Nu am vândut vin, că erau închise cârciumile. Mai mare lovitură, ca mare, mai mare decât asta de pandemie, pe care a dat-o statul român, de fapt, care nu și-a protejat turismul, nu și-a protejat hotelurile, producătorii de mâncare, producătorii de vin. Da. A fost un moment chestia. În istorie când statul român a protejat cetățeanul. Unu. Hai să ne gândim. Pe vremea lui Cuza, au existat niște mici zvâcniri la adresa țăranului român, știi? Era primul parlament în care au mai venit și câțiva țărani. Da. Tu știi că în Parlamentul României nu există niciun țăran adevărat? Dar știu altceva. Pe vremea lui Cuza n-a reușit reforma agrară pentru că actele necesare luării gratis terenului erau mai scumpe decât terenul dacă îl cumpărai. Aceeași birocrație. Păi da. Cuza. Da. Și mie să fac ceva, că după asta și cineva să mai cam la băut. Deci vom face din această pâine niște sandvișoare mici, unde se încapă o bucățică de brânză la colin. Mă gândeam că se potrivește. Colina e un soi de deal, așa, și merge cu ăsta, da. Asta este o dulceață. Eu în fiecare an mă duc și cumpăr de la Calafat ardei iuți. Sunt niște ardei iuți gălbui, așa, spre roșu, și fac această dulceață de ardei. Merge foarte bine, că poate multă lume nu și-a închipuit că se poate mânca brânză cu dulceață de ardei. E absolut genială. Și o friptură cu dulceață. Punem puțină brânză aici. Luăm o linguriță. Sper că au băieții și lingurițe. Da. O să aici. Așa. Se pune deasupra brânzicii. Uite ce apare, cât de frumos. Mai aveam un borcan cu măcrișul. Ia vezi. Zici tu măcriș? Un măcriș. Ăla. Da. Măcrișul este o iarbă absolut genială. Este o iarbă acrișoară.
E cea mai bună salată naturală este salata de măcriș. Deci e o salată ușor acrișoară, dulce acrișoară. Și tu faci cu ce? Ce fac? Eu pun un pic de somon. Cum? Merge cu orice nu. Deci, ca și dulceața asta de care vorbim, uite, măcrișul, o să vezi ce bun e dacă pun puțină brânză și pun aici o țâră de asta. Poți să guști tu, să inaugurezi. Da? Mă, miroase bine. Nu, e absolut. Ceea ce miroase. În general, românii nu prea știu să mănânce, că noi n-am avut, știi, a fost un slogan politic al lui Băsescu, să trăim bine. Dar noi n-am avut profesori de trăit bine, înțelegi? Foarte bun. În afară de faptul că nu s-a trăit bine, nu a știut nimeni să ne învețe cum să trăim bine. E, uite așa. Trebuie spus. Poți să faci și tu, te lumea rog. Lumea are impresia că atunci când se gătește, e butaforie. Nu e butaforie deloc. Este altceva, nu. Este chiar ceva super, nu, super, există, super bun. Nu, din păcate există și butaforie. Mulți din ăștia care gătesc pe la televizor, habar n-au să gătească, spun eu. Multe chestii sunt făcute înainte și subțire așa s-o tai, subțire. Da? Subțire. Da. Foarte, asta e o chestie senzațională. Da. Da. Și brânza. E senzațional de ce? Pe lângă brânza asta delicată de capră, vii cu o chestie care conține și măcriș și o bucățică de ceapă. Este genială și o să punem o domnișoară. Doamnă, ia veniți puțin să vă vadă părinții dumneavoastră la televizor. Sper că nu o chem pe fiica mea. A, o chem și pe fiica ta, de ce nu? Băi, fiica lui German, te rog, ia vino. Avem două domnișoare. Incredibil de bune. Să meargă cu aceste sandvișuri care... Pe lângă faptul că sunt gustoase, sunt și frumoase, da? Pe bune. Deci eu fac rost de rețetă de pălincă și tu îmi dai rețeta. Facem de la schimb, asta. Facem schimb, da. Este senzațional asta. Cred că am vreo 500 de borcane de astea. Dau un borcan de ăsta pe o sticlă de rachiu. De pălincă. Da. De pălincă, da. Voi vreți să-i spuneți pălincă, fiecare... Cu pălincă. Pălincă. E, da, de-a noastră, din vechime, de la Decebal... Ungurească. De la Burepișta. De la Burepișta, da. Lea, te duci să servești tu niște oameni? Hai. Lea. Hai, mă. Doamna, ți-e frică? Da? A, vine, doamna. Ia, măi. Deci, ia? În primul rând, servești pe cei care s-au așezat în primele rânduri. 2, 4, 6, 7 și asta. Lea, stai că o dau ce la Lea. Ce, mă, ți-e rușine sau nu, ce? Nu, mă, nu-i rușine, numai tu ai luat farfuria. Ia, între timp noi mai facem. Gustă și tu, e ceva senzațional. Lasă, gustă după ea. Incredibil. Hai să mai trage. Hai să stai niște de asta. Nu, fii atent și ce să faci. Mai taie aia ca să fie făcută. Știi că eu trimit în Franța brânză de asta din Feleac, ca să știe lumea. Cum? Ei de sunt asta? Vecinii mei. De la prietenii noștri? Da. Da? Dar nu i-ai cunoscut astăzi, eu știu astăzi. De mult. Păi noroc că ai venit în Cluj. Da, de cel care e o figură aici la Cluj. N-a cunoscut patronii de la Colin, pe care eu știu de vreo 8 ani de zile. Știi? Bă, nu, ăsta e farmecul. Da. Deci această brânză de capră conține și chestii foarte finuțe, așa, anumite ierburi, unele, asta este cu ardei de ăsta, cu paprika, da? Pune pe... Prietenii mei din Franța mi-au zis că așa brânză fină n-au mâncat niciodată. Da, deci Franța e Franța. Noi trăim cu mitul brânzei franțuzești, care e reală, o brânză de mare calitate, brânză de capră cu ierburi Provence, de provincie franțuzească, dar de fapt e cu provincie de la noi. Asta e cu mucegai alb. Da? Multă lume se sperie de genul ăsta de brânză, dar să știi că bunicul meu, care era grădinar, acum 60 de ani, l-am văzut cum lăsa brânza telemeaua în bordeu unde aveai la grădină să prindă mucegai. Și zic, cum mănânci cu mucegai? Și ce spunea? Ce conține penicilină. Știa. Da. Bună mea punea aia de burduf, brânza de burduf și deasupra un strat de mălai atâta. Ca să respire, dar să rămână proaspăt în același timp. Interesant. Ca iarna. Da. Mă, fiică, da, cred că a fugit cu sandvișurile alea.
Nu că, că văd că sunt niște domni acolo care se uită, domnul ăla cu pălărie, ia mă, ia tu asta și uite, sunt aici în primele rânduri o doamnă, o domnișoară cu ochelari, ia uite aici, și un domn care salivează. Dă-le câte un sandwich. Hai. Asta o chestie foarte, foarte. Aduceți farfuriile înapoi. Băi, bă, că fiică ta da numai la prietenii ei pe acolo. Nu, păi nu prietenii. În fine. S-a dus la toată lumea. Hai, fiică mea. Unde ai fost, mai fato? Unde ai fost? La toată lumea. La toată lumea. Bine, la toată lumea. La toată lumea, în fine, vorba vine, nu contează. Ea mai taie un rulou de la. Foarte tare. Da. Dar vezi câte chestii bune avem și nu le promovăm. Da, stai, că eu trebuie să stau de vorbă cu tine. Deci, de unde ai tu indignarea asta zilnică? Pentru că nu știu, nu mă uit zilnic la tine, dar din când în când butonez și îmi place că ești fioros așa de supărat pe lume. Eu nu sunt fioros, deci, nu supărat pe lume. Dacă de ce te supără? Ție îți place cum arată țara asta? Nu, nu-mi place, știu, păi, atunci... Tocmai de-aia m-am retras pe malul Dunării. Eu am zis că fug în Bulgaria la un moment dat și îmi schimb numele, știi? De silă, înțelegi? Păi de-aia, glumă. De-aia zic și eu. Că da. Până la urmă îți dai seama. Ai tot citit. La un moment dat trebuie să spui. Știi? Da. Se creează un fel de nu știu cum să zic, distilezi altfel realitatea. Trebuie să spui. Și păcat să nu spui, pentru că asta, eu m-am săturat de țările care au impresia că artiștii, scriitorii trebuie să fie săraci și morți. Ori săraci, ori da, morți. Da, da, da. Dar știi care e nebunia? Asta este o prejudecată. Scriitorii români n-au fost niciodată săraci. Evident. Dacă e scriitorii din secolul 20, Blaga, Arghezi, chiar și Bacovia, erau familiști. Arghezi avea o mică tipografie. Blaga era profesor universitar și a fost ambasador. Și ambasador, n-a fost chiar ambasador, a fost în Spania, da? Deci au fost niște oameni foarte așezați. Preosebire de mari poeți unguri care s-au sinucis. Noi n-am avut sinucigași în rândul artiștilor români. În afară să zic, da, nu, cei care au plecat, Labi nu s-a sinucis, a fost sinucis. A fost sinucis. Dar Odi, Endre, ăștia s-au cam sinucis și de disperare. Da, vezi, dacă nu bagi bani în educație, lumea nu știe lucrurile astea. Și atunci lumea crede că derizoriu este normal. Mai taie chestii. Derizoriu nu este normal dacă îmi dai un cuțit, că ăsta e... Ce, nu? L-am văzărit. Ba, da, stai că scot. Ia-l pe ăsta, taie. Uite, nu, uite-l pe ăsta. Stai că l-am rezolvat. Domnișoară, tineri, ia vină-mă în coatul. Du-te și tu, vezi, fete mai drăguțe, domn mai infometați. Dă-le câte un semn. Cine se uite Galeș la tine, înseamnă că vrea ceva de la tine. Deci avem și niște muzicanți, niște lăutari, sau ce? Nu sunt lăutari, sunt lăutari. Ceterași. A, sunt ceterași. Deci la noi, în, mă rog, în Oltenia, nu e o chestie peorativă să spui că lăutari. Aici s-ar putea să se supere că le spui că sunt lăutari. Ceterașii noștri. Bine, profesori universitari. Ceterași. Dar ceterașii cântă la nuntă, de obicei, nu? Și crezi că ei nu merg la nuntă? Da, mergeți la nuntă? Merge. Bă, din ce trăiți? Merge. Da. Cel mai bine te simți la nuntă altuia, de obicei, da? Aia adevărat. Decât la propria ta nuntă. Bun, dați-i drumul! Asta este o chestie incredibilă, să știi. Da, mișto. Dar și ce miroase? A tocană ardelenească. Păi mă, are ardei, are ceapă, are puțin praz, știi? Răstămatu-mă baria, măi dorule dor, să nu mă pot mărita, măi dorule dor. Hei lume, dorule, să nu mă pot mărita, până e nu m-a lua, măi dorule dor. Pot mărita până el nu m-a luat, măi dorule dor. Dar
Vade de Dumnezeu, măi dorule dor, să te-nsori când o-i vrei eu, măi dorule dor. Hei lume, dorule, numai atunci să te-nsori, cât s-o crește în clop flori, măi dorule dor. Hei lume, dorule, numai atunci să te-nsori, când s-o crește în clop flori, măi dorule dor. Bădiță, te-ai lăudat, măi dorule dor, la tăți feciorii din sat, măi dorule dor. Hei lume, dorule, c-ai dormit noaptea la mine și mi-a si greu fără tine, măi dorule dor. Hei lume, dorule, c-ai dormit noaptea la mine și mi-a si greu fără tine, măi dorule. Așa cum te-ai lăudat, măi dorule dor. Hei lume, dorule, tăți-ar vrea să dormă în pat. Așa cum te-ai lăudat, măi dorule dor. Hei lume, dorule, tăți-ar vrea să dormă în pat. Așa cum te-ai lăudat, măi dorule dor. Hei lume, dorule, tăți-ar vrea să dormă în pat, așa cum te-ai lăudat, măi dorule dor. Bravo! Foarte fain! Mulțumim! Hai, mai trage unul, că mai până facem și rândul ăsta de sandwich-uri și formă. Asta a fost. Ne retragem. Ok. Drăguț cât tu ies, să cer în primul de-l pierdă-mă. Mai să palaș la când să pască, nu mă o țâră să mai crească. Da, un drăguț cât tu ies, să cer în primul de-l pierdă-mă. Mai să palaș la când să pască, nu mă o țâră să mai crească. Că de el-i numai pala, la lucru-i ca plămădeala. De el nu mă pară, la lucru-i ca plămădeala. Mă, dintr-o sută de fuiore, nu i-am pus nicio pieptore. Săracul bărbatul meu nu dorme pe lepedeu, mă. Dintr-o sută de fuiore, nu i-am pus nicio pieptore. Și din 550, mă, nici izmenie, nici cămeș, mă. Și din 550, mă, nici izmenie, nici cămeș, mă. Thank you.
bate, nu mă bate, pânciu-i dacă mi-e pamparte. Mai e câtă pot, atâta tor, câtă nu o bag pe foc, bă. Mai bărbate, nu mă bate, pânciu-i dacă mi-e pamparte. Dar câtă pot, atâta tor, câtă nu o bag pe foc, bă. Strânge-mă dacă ți-ți dragă și vede că nu-ți veteagă. Hai strânge-mă dacă-ți dragă și vede că nu-ți veteagă, mă. Am un drăguț cât tu e, să cer în frivol de-l pierdă, mă. Măi, să falaș, dacă să pască, nu mă o țâră să mai crească. Am un drăguț cât tu e, să cer în frivol de-l pierdă, mă. Măi, să falaș, dacă să pască, nu mă o țâră să mai crească. Că de el e numai fala la lucru-i ca pe mădeala. Că de el-i numai fala la lucru-i ca plămâiala. Bravo, na! Deci... Asta trebuie, rețeta asta da, trebuie să o spui. Da. E ceva extraordinar. Deci am făcut așa. De la prietenii noștri de la Colin, care au o brânză minunată sub toate formele, așa, o găsiți la supermarketuri și cred că e prima firmă românească care exportă brânză de capră. N-ați gustat, nu? Stați puțin, vă dau. În Cehia, îi cunoști pe domnul ăștia? Nu, haideți aici. Nu-i cunoști. Haideți. Ia și gustă. Asta e cu brânză la Colin, cu măcriș, un soi de salată, tocăniță de măcriș. Așa mai pun și pentru prietenul lui să nu... Acum mergeam eu. Da. Aia e cu ardei iute. Da. Salutare. E bestia. Bun. Deci, brânza, îi face reclamă, dar pe bune, ne și place și a avut și succes. Poți să păcălești prietenii, invitații cu sandvișurile de-astea mici, da? Să găsești așa gata și nu te uite tăiate niciodată. Și dacă reușiți să veniți la cetate la mine, să luați niște dulceață de ardei și dulceață de-asta de măcriș, dar tu de ce să fac niște sandvișuri atât de șmechere, păi la mine se mănâncă la cetate, mine, nu. Dar pune-le în magazine. Nu am atâta, cum să spun, asta e rețeta mea, de exemplu, de dulceață, da. și asta de măcriș și fac 100 de borcane de măcriș și vreo 100 de borcane de puțin dulceață. Deci n-am cum să bag în magazine, puțin, nu. Puțin. Le dau la mine pe malul Dunării, da? Da, dar mănâncă cei din trează. Când vii din, când îți faci vacanța, vrei să fugi undeva, vin-o la cetate și... Tu ai acolo camere de cazare, tot. Da, am 35 de camere de dormit. Și atmosfera este ce vede lumea la televizor. Atmosfera e Dunărea, care este duhul apei cele mai frumoase din România, da? Hop. Da. Foarte bună. Vinul tău este superb. Da, vinul meu e superb. Incredibil. Da, la mulți ani, noi ne retragem la o măsuță să discutăm și politică, vrând nevrând, și, mă rog, să nu mâncați tot cele până venim așa noi. Ce s-am făcut, ai la 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 la, te-ntuși grija așa mult, ai la 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 la,
zău ce s-am făcut, la 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 la, vindu-și grija așa mult, la 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 la, mai dulce lume grija să e, a la 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 la, nu te mai gândi la mine, a la 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 la, mai dulce lume grija să e, a la 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 la, nu te mai gândi la mine, la 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 la. De-aș fi așa blăstămată, ai la 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 la, precum îți de judecată, la 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 la. De-aș fi așa blăstămată, ai la 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 la, precum îți de judecată, la 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 la. Soarele nu l-aș vedea, măi, ai la 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 la. Pământul nu m-ar răbda, mă, la 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 la. La 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 la, ai trăit lume așa, a la 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 la, nici un rost n-ai mai avea, la 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 la. Există o scrisoare a lui Lenin către un șef dintr-o gubernie imediat după ce au venit la putere comuniștii, primise rezultatul celor care se împotrivesc constituirii colhozurilor și ăla spunea, tovarășul Lenin, 20% sunt de acord, 45% nu sunt de acord și restul sunt cam șovăielnici așa. Și Lenin uia, spune, zice, împușcați-i pe ea care sunt împotrivă, pune punct, dar și pe șovăielnici. Eu sunt cu un intelectual șovăielnic ca și mine, că mă bag în aceeași categorie. Domnul German, de ani de zile îl văd furios la televiziunea de la Cluj. Dar nici tu nu ești mai calm. Nici eu nu sunt mai calm, dar până la urmă nu suntem noi, de fapt, doar niște intelectuali șovăielnici, pentru că n-am avut puterea să schimbăm sistemul. Dar există alt farme. Nu avem puterea să influențăm chiar atâta lume pe cât ne închipuim noi, pentru că ratingul televiziunilor, tuturor televiziunilor, este mic. De fapt foarte mic. Tineretul nu se uită la televizor, este o realitate. E adevărat, dar tineretul gândește poate mai sănătos decât noi. Eu am o încredere... Eu aud pentru prima dată chestia asta, o încredere în tineretul ăsta care... 90% din... Nu, există elita tineretului, savant, tineri, okay. Savant, dar restul, bă, n-au citit o carte, iartă-mă. Nu-i bai, dar sunt buni zugravi, sunt buni tecuitori. Zugravi, sunt iartă-mă, bun... caut un zugrav de ani de zile. Dă-mi, nu mai sunat. Sau unde? Nu mai sunat. La Cluj, uite, am doi... Tineri zugravi? Fii atent. Am doi romi care au muncit în Germania, sunt foarte mândri că sunt romi, își plătesc asigurările în Germania, am jurat că alți oameni decât oamenii ăia nu mai intră în casa mea. Serios, impecabil. Am învățat meserie. În general, să știi, romii sunt urmașii țiganilor de pe vremea comunismului, care erau foarte buni zugravi, să știi. Romii erau lăutari toamna și zugravii primăvara dar și vara. Dar vezi că sunt. Eu am încredere nemărginită în generația care vine. Știi ce? Că noi am făcut praf. Generația noastră a făcut praf. Bă, mari au plecat din România, mă, forța de muncă și meșterii. Au rămas ăștia amicii, băieți care... Pentru că o prietenă mea mi-a dat telefon. Mircea, ce să-ți folosești ceva? Zice, aveam depus în baie niște gresie. Și am dat un anunț și m-am trezit cu trei tineri. Foarte drăguți, nu ce, cu scurile la ei, zice, domne, vreți să vă puneți gresie în baie? Dar am venit, luați. Și plec undeva, voiam să le aduc ce, am cumpărat ceva de mâncare. Când mă întorc, ce făceau? Să uitau pe internet, spunea, cum se pune gresie? Erau la prima lor încercare. Zice, domnule, mi-a fost și rușine, de i-am întrebat, mă băieți, voi ați mai spus vreodată? Eu i-aș fi încurajat. Prima dată, dar vrem să punem, avem bună voință. Dar așa experimentat la casa ta, nu? Să pună. Bă, să știi că, uite, eu am luat niște oameni de la neamț, au venit, ne-am zis, bă, să aveți firmă, să aveți asigurare, să nu mă frecați pe mine cu ITM-ul, da? Au venit, au făcut, e adevărat că au mai învățat între timp.
dar n-am putut să le reproșez. În timp ce le opuneau, da? Da, dar n-am putut să le reproșez. Așa am învățat și noi, în timp ce opuneam. Trebuie să recunoaștem asta. Tu te ești obsedat textual. Da, textual, toți suntem obsedați textuale aici. Trebuia să fac o emisiune cu prietenul meu, German. Atunci... Prietenul meu, German, pe care de acum încolo suntem prieteni, că n-am fost prieten până în ziua de azi. De la Marin Soiescu. Eu am așa. Dar a venit marele constructor de evenimente din, de la Cluj, a venit și cu socrii lui și am zis, ia du-i mă, să vedem ce părere. Văd că sunteți, luați microfonul. Sunteți destul de fericit. Da. În fiecare zi sunteți sau numai astăzi când m-ați văzut pe mine? Să știți, mai mult acum că... Acum, în general, sunteți mai trist, nu? Da, ce pensie trist. Aveți? Aveți pensie mare? Aoleu, foarte mică. Cât? 1600. 1600. Bă, nu se rușine să ai socrii cu o pensie atât de amărâtă? Nu-mi e rușine, pentru că n-ai făcut? Ăștia, mai exact cum se întâmpla. Oamenii ăștia au muncit o viață întreagă, da, și sunt mândri că au o pensie de 1600, pentru că ei au votat pe ăia care le-au dat pensia de 1600. Și sunt mândri de ei, că altfel nu înțeleg de ce se acceptă pensia. Gazele... Da, ați votat cu ea care vă dați pensie de 1600. Eu nu am votat pe ei. Nu, asta e chestia. Așa zice ginerele. Eu așa cred. Are și soția... Cât are? Tot la fel. Deci aveți împreună 3200. Lumina, 650 gazele, de euro. De mâncare, așa. Unde ați fost anul ăsta? În ce țară străină v-ați petrecut vacanța? La mine, la cetate, opresc vapoare de la Viena. Vă dau cuvântul meu de onoare și mă și închin. 99% sunt oameni în vârstă, trecuți de 80 de ani, de 70 de ani, îmbrăcați fisticiu, pentru că în Occident oamenii care ies la pensie vor să se distreze după ce au ieșit la pensie. Deci în timpul vieții ei muncesc acolo, e munca, nu știu. Și în final au această binecuvântare de la statul respectiv, le dă o pensie care le permite să facă o crozieră pe Dunăre, de la Viena până, mă rog, în Marea Neagră, să meargă ori la noi pensionarul, când este la pensie, ce face? Stă în fața blocului, sparge semințe, să duce până la farmacie. La farmacie. Și face și coadă la farmacie. La anumite și în nicio țară din lume eu n-am văzut cozi unde te duci să plătești tu. De obicei sunt cozi unde să dă ceva. În România au apărut cozile, pe vremea comunei erau cozi, pentru că cumpărai ceva, erau cozi, luai ceva. Eu am văzut cozi. L-a plătit impozite și mai ales pensionarii speriați de chestia asta, vin de noaptea târziu și văd, bă, într-o noapte m-am trezit, nu știu ce treabă aveam, până voiam să plec din București mai devreme și am uitat o coadă. Bă, era să întreb, domnule, ce să dă acolo? Ce să dă? Dacă plăteai în ziua aia banii ăia... Luai 5%. Luai 5%. Bă, două dracu, adică începe să-ți fie rușine dacă asta Bun. Este societate atunci, de consum. Cine a ratat țara? Și nu el, noi, nu generația el, noastră. Nu de dreapta. Bă, de fiecare dată când îl văd la televizor, întâmplător, butonând, el este supărat pe lume. Eu nu supărat pe lume, vreau să fie supărat. Un pic altfel. Nu, dar mie îmi place. Vreau... Ce uite, înseamnă dreapta? Ce că nu există nu, dreapta, știi ce înseamnă? Vreau o... Uite, știi ce vreau eu? Știi ce vreau eu? Nu, există. Eu vreau cultura antreprenoriatului. Onestitate publică. De dreapta deciziile luate în ultimii ani ăștia de la socialiști. Nu, stați un pic. Social-democrație. Știți cum le-a luat un fel de struțocăbilă. Mie îmi trebuie altceva și nu vreau politică. Eu am nevoie de o țară în care să mă simt foarte bine. Am fost acum despaștere catolice în Spania. Bă, tată, erau de 3 ori mai mici prețurile decât în România. M-am dus în Valencia și am spus, auzi, vreau și eu o chestie la demasă mea. În centru istoric vreau o casă numai mea. Dacă mă duc în centru istoric să-mi fie iertat. Dacă vând un apartament de două camere aici, cumpăr o casă în Valencia. Pe bune? Da. Îți arăt acum prețuri în Spania. Dacă vinzi un apartament de două camere aici, cumperi cam două apartamente plus un studio într-un oraș mare. Cum se explică? Domn profesor care are cărți despre 17 țări. Așa. De ce dinamica. Dinamica. Un apartament în Valencia, lângă complexul ăla senzațional, muzeal nebunii, este 80 de... De mii de euro. Da, apartament de 110 metri pătrați. În Cluj e cu 200 de mii. Hai să ne mutăm cu toții acolo. Vii? Deja am stabilit niște legături cu agențiile imobiliare. Da, gândește-te foarte bine, Sabin, că e o dinamică economică alta aici, că noi suntem în continuare un oraș emergent, ca să zic așa, economic. Așa trebuie să fie în toată România. Ca să... Nu e toată România păi la fel, din așa cum nu e în Spania toată la fel, așa cum nu e Italia toată la fel, așa cum nu e nici Oltenia toată la fel. Atenție! Că una e la, noi una Cluj, e la cetate. București, Timișoara.
Iași. În Bulgaria, pe malul Dunării, unde sunt satele golite ca și cele din România, cu 5.000 de euro îți cumpere o casă. Și nu ți-ai luat? N-ai vrea să-ți iei? Tot nu poate gândul să mă mut, am mai spus așa, la mișto, nu știu ce, că o să-mi schimb numele din Escobar, nu știu ce, da. Și e o chestie să te rup de lumea în care ai trăit și de care te-ai săturat până peste urechi. De-aia nu mă duc. Pentru că, fii atent, eu m-am gândit la un moment dat, mă, ți-i de ce erau mai fericite acum 100 de ani, 200 de ani? Ăia nu se sclau dimineața cu gândul, bă, cine, ce mai face regele nostru, președintele nostru? N-aveau treabă, mă, viața lor funcționa și țăranul român, când se scula dimineața, nu se gândea că, domne, ce mai scrie în ziarul la gazetă, ce mai zice la televizor? Noi suntem, încă o dată, noi suntem conectați la niște nenorociri cu care ne-am obișnuit și nici nu mai putem fără ele. Noi abia așteptăm să mai auzim că s-a mai trântit rușii nu știu câte ADN-ul sute de bombe, cultural, că, au mai murit nu știu câți de COVID, adică, măi, nici eu spun, în timpul războiului nu se anunțau morții de pe front, pentru că ei nu voiau să bage în mentalul colectiv această dramă, înțeleg. Lumea pe vremea războiului se trăia. Da, erau și cârciumi, erau și teatre. Economia merge prost, anunț războiul. Funcționa teatru. Știu, dar uite, din 42 sunt poze din Cluj, în 1942, când totul era un război, da. Aici așteptau caleștele în fața teatrului să ducă doamnele și domnii acasă. Dar puneți un exercițiu de memorie. Când am știut noi prima dată de breaking news? În 11 septembrie 2001. Acum e breaking news și dacă se însoară nu știu care pițipoagă, cum știu care formă. Ce înseamnă breaking news? Știre senzaționale de dat cu crace sus. Da? Dar noi am aflat de breaking news în 2001, în 11 septembrie. Dar de ce folosești cuvântul de breaking news? Da, cum să zic, de părerea prinzătoriu? Spune știre senzațională, are dreptate, domn profesor. Zic breaking news. Voi știți foarte bine că atunci scoatem numărul de morți în război, când economia merge prost acasă, ca să punem mintea oamenilor în altă parte. De ce dorbim despre asta? E foarte simplu, acum nu are rost să... Eu am mers în Perpignan acum 2 ani. Perpignan e o chestie de aia mică, lângă Marea Mediterană. Bă, și acolo am avut o chestie senzație. Eu îmi beau cafeaua pe undeva la 5 dimineața, după mă culc. 4, unde dracu găsești deschid la 5 dimineața? Mă duc la 6, la Perpignan, am ies la 6. Și de la Cluj găsești la 5 dimineața? Nu, beau acasă. La 4-5 dimineața și după mă culc. Așa. Și acolo, la Perpignan, era un tip care vindea ziare cu chioșculețul. Când mă vedea fericit, care în sfârșit unul cu care să mai bea cafea. A venit mușteriul din România, da. Și venea și îmi spunea, fii atent, eu am citit toate ziarele astea că au venit pe la 4. Ăsta care scrie, ăsta e un dobitoc, nu merită să citești. Aici este un băiun senzațional, tip, uite ce editorial. Ăla ce făcea? Cum să zic, ăla se încărca până la 7:30, beam cafeaua cu el, nimeni în oraș. Vânzătorul de ziare. Bă, scria o tihnă că nu mă simțeam. Nu mă simțeam în străinătate. Adică era dintr-o dată o chimie de a senzație. Am stat o săptămână acolo în fiecare dimineață. Să spun un secret apropo de capitalismul românesc. Știi de ce nu suferea țăranul român? Ce ziare mai sunt în România? Niciunul. Noi ne amintim cum erau cafenele. Cafenelele în București veneau oamenii să beau o cafea, după modelul picior vienesc, peste picior, să citească gazeta. Da. În România, presa românească a fost omorâtă pe vremea lui Adrian Năstase, când difuzarea presei a fost vândută unui arab care a cumpărat-o cu 2 milioane de euro, a câștigat 20, pentru că aveau sedii. Deci, difuzarea presei ținea de siguranța națională, pentru că dacă se stinge lumina în toată lumea și nu mai poți pe internet, pe televizor, comunici populației prin ziar. Ori în România nu mai există ziar, iartă-mă, eu mai scot încă cu prietenul meu, Doru Bușcu, un săptămânal se cheamă Casa Vencii. Da. Așa, nu mai este, sunt orașe în România unde nu mai este nici măcar un chioșc de ziare. Da. Pentru că au dispărut cotidianele, sunt vreo 2-3. Și gândește ce era acum 20 de ani cu adevărul. Ăsta al Zânzianei Pop, Formula AS, Casa Vencii, dacă mai este un săptămânal. În rest, mai sunt două ziare. Deci suntem o țară, nu numai că nu avem un vapor de croazieră pe Dunăre, dar nu mai avem ziare, nene, care ar fi trebuit să fie ieftine, la îndemâna oricărui om care vrea să-și bea cafeaua citind știri. Și gândește ce era adevărul acum 20 de ani. Citește lumea. Eu vă zice din public că ziarul, pe lângă folosința lui intelectuală, mai avea multe alte folosințe după ce era citit. Puteai să împachetezi brânza. Puteai să împachetezi, le păturai. Dar rafturile lui mama. Nu brânza de capră, care e finuță și e nu plecai fără un ziar în servietă, să ai...
pentru orice slănină o hârtie cu tine. Da, da. La slănină și la sfârșit poate ajungea și la toaletă. Da. Uite că ziceai de formula AS. Formula AS e acum exact ce era almanahul țăranului sau al omului. Da. Pe, că asta e, ai de toate, sfaturi un pic de... Iarăși te uiți în afara emisiunii. A, pe la micul, da, da. E exact aia, o rețetă de pla, o plișniță, o cum să scăpăm de nu știu ce. Și până la urmă vele și brânza, știi? Amintește ce era presa acum 20 de ani când Patriciu Fierta scotea, băi, festival de carte. Nu, dar atunci a fost interesul politicienilor să omoare presa românească. Atunci a fost... Deci difuzarea, una, două, a scumpit hârtia pentru presă și a murit presa din România. Deci suntem opinia publică la noi... Nu mai ai cum să ai opinie publică. Unde este? A, presa n-a murit din cauza că s-a scumpit prețul. Ai lăsat-o pe mâna influencerilor. Din cauza că nu, contentul nu mai era acolo unde e internetul și online-ul acum. Presa n-a mai ținut... Bun, dacă online-ul și internetul ar fi... Offline-ul trebuia să meargă exact mână în mână cum merge, exact cum zici tu în alte țări. Unde lucrurile se întâmplă și merg mână în mână. Dacă voi spune sau cine a spus, tu spune că tineretul este pe online, nu mai citește, dar este apolitic tineretul, din păcate, exact, în România. Eu îmi doresc să fie apolitic. Mi-ar fi plăcut o stângă românească intelectuală. O socialdemocrație. Așa. Dar cu cine? Unde? Păi, unde ești? Doi. Tu, Ernu și încă cinci. Păi da, eu nu sunt de stânga, că sunt de dreapta. Adică ce? Păi adică, da. Nu pot să zic că sunt de dreapta. Am votat mereu... Sunt mai mulți oligarhi de stânga decât oligarhi de dreapta, să știi. Evident. Liberale abia acum încearcă și ei săraci să devină oligarhi. Aici avem un paradox. Ăia de stânga au fabrici și ăia de dreapta lucrează la stat. Cu ani înaintea lor, știi? Deci, dar vorbiți numai de politică și de delicatețe. Păi nu, vrând fără să vrei, știi de ce? Pentru că nu e așa delicată partea. Băi, și atunci ce să fac? Pentru că eu sunt obligat de politică de fiecare dată când stau la coadă să plătesc un impozit, mămăliga lui de impozit. Tu cum ai? Nu-l mai plăti. A, nu există. Păi vine de 5 ori mai scump. Păi, nu există. Uite, ești. Uite, fii atent, am făcut casa în Feleac, da? Și mi-a venit de la trezorerie sector 5 că trebuie să plătesc taxe la București. Băi, eu la București, la Big Gerba, în Mansura de România, mâncat să nu fac nimic. Au venit, vă dăm în judecată, știi cum am plătit? Instantaneu. La București. Și am întrebat, bă, dar de ce nu pot plăti la Cluj? Că aș plăti de 3 ori mai mult la Cluj. Le lasă... Asta este formula lui Lenin de centralism democratic. Sigur că trebuie să fii solidar cu toată lumea, dar cumva nu poți să stai în afara politicii. N-ai cum, pentru că politica înseamnă și când... Da, înseamnă social, înseamnă cultură, înseamnă tot, dar ai depinde cum te raportezi tu la ea în viața de zi cu zi. Ori te raportezi declarativ la ea, ori o faci... Eu zic așa, singura noastră șansă... Să zic așa ca președintele nostru jucător, știi? Bine, mă, jucător. De-aia zic. Nu, când l-ai văzut jucând. Dor și dor, să nu beau apă din grui, măi, dorule, dor. Dar zis-o mama mândrului, măi, dorule, dor și dor, să nu beau apă din grui, măi, dorule, dor. Coi muri de dorul lui, măi, dorule, dor și dor, coi muri de dorul lui, măi, dorule, dorule, măi, coi muri de dorul lui, măi, dorule, dor și dor, coi muri de dorul lui, hai, dar-le, dorule. Măi, dorule, dor și dor, nici o fată într-un ficior, măi, dorule, dor. Măi, nu stă masa într-un ticior, măi, dorule, dor și dor, nici o fată într-un ficior, măi, dorule, dor. Masa stă-n patru și-ntrii, măi, dorule, dor și dor, eu ca bagă-i mai găsă, măi, dorule, dorule. Masa stă întri și-n patru, măi, dorule, dor și dor, măi, eu ca bagă mă aflu altul, măi, dorule, dorule. Thank you.
dor și dor, pentru-n ficior crăsă-n soară, măi, dorule, dor. N-am văzut fată să moară, măi, dorule, dor și dor, pentru-n ficior crăsă-n soară, măi, dorule, dor. Feciorii am văzut că mor, măi, dorule, dor și dor, e dorul mândruțelor, măi, dorule, dorule. Feciorii am văzut că mor, măi, dorule, dor și dor, e dorul mândruțelor, hai, dorule, dorule. Pe mândra cu ochii vezi, pe mândra cu ochii vezi, niciodată să n-o crezi, niciodată să n-o crezi. Mândra care-i vaină tare, au, 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 inima mea, ia te înșală până moare, au, 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 inima mea. Mândra care-i faină tare, au, 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 inima mea, ia te înșală până moare, au, 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 inima mea. Pe mândra care-i geloasă, pe mândra care-i geloasă, să n-o duci la tine acasă, au, 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 inima mea. Pe mândra care-i geloasă, pe mândra care-i geloasă, să n-o duci la tine acasă, au, 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 inima mea. Mândra care-i faină tare, au, 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 inima mea, ia te-nșală până moare, au, 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 inima mea. Mândra care-i faină tare, au, 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 inima mea, ia te-nșală până moare, au, 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 inima mea. Nu merită mândrele, nu merită mândrele, să ne ascunzi minciunile, au, 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 inima mea. Nu merită mândrele, nu merită mândrele, să ne ascunzi minciunile, au, 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 inima mea. Mândra care-i faină tare, au, 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 inima mea, ia te-nșală până moare, au, 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 inima mea. Mândra care-i faină tare, au, 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 inima mea, ia te-nșală până moare, au, 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 inima mea. Și badea care-i frumos, au, 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 inima mea, ești și tare păcătos, au, 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 inima mea. Și badea care-i frumos, au, 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 inima mea, ești și tare păcătos, au, 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 inima mea. Domnul German, unde este societatea civilă? Nu este. Păi a existat. Uite, de ce a murit societatea sunt civilă două știri românească? Care m-au pus pe gânduri. Prima știre era în 23 decembrie, când o anunța la televizor, inclusiv tu erai acolo, domnule, de mâine poliția, nu, miliția nu mai este miliție, poliție. Mama mea, pentru mine, ca tânăr, 18 ani, wow. Te înșel. A doua eu știre știi spus, care a fost. Eu am spus că marea schimbare la noi a fost, de fapt, la stradă, când s-a dat chestia cu miliția jos și s-a pus poliție. Nu am spus eu că la noi de acum încolo va fi poliție. Nu, asta, asta au zis-o ea, oficial. Oamenii au înțeles că instituția deci la noi s-au schimbat numai firma de la poartă. Alimentarea se cheamă supermarket,
Poliția se cheamă miliție, securitatea se cheamă SRI și marmelada care se a doua cheamă care, gem de prune. Știi care e a doua știre care m-a bulversat? Primul român mor de foame a fost un poet. Dacă ți amintești, unul din Moldova, a apărut o știre atâtica, s-a așezat omul pe pat, n-a mai avut ce să dea de mâncare celor doi copii și efectiv a murit de foame. Un poet era? Un poet. Un poet de aici, de pe un neamț, Bacău, pe undeva. Nu cunoscut, nu aveam noi treabă atunci cu poeții, ți amintești că, deși gazetele literare se vindeau. Tu erai președinte la USR-ului. Unde a scritor român? La Uniunea Scriitorilor, în 92, da. În 92. Da. Și atunci a fost prima știre în care ne-au pus întrebări. Bă, băiete, pentru asta am stat noi, decembrie 89, era scandalul, tu ți-l amintești, cu Marin Sorescu venea... Păi Marin Sorescu, mare poet, de altfel, l-au pus ministrul culturii. Dar el nu era un mare trăgător de sfori în cadrul partidului, nu știu ce. Și în timp ce era într-o viză în străinătate, și ce a pățit, nu? În Brazilia. Cum? În Brazilia, era la nu știu ce congres era verde. În Brazilia. Și au luat funcția, au pus unul care era mai mare mâncător de rahat, așa. Și el, săracul Sorescu, era în străinătate ca ministru al culturii și nu l-au anunțat că nu mai e ministru. Nici măcar SMS că nu erau. Culmea e că l-a lovit o supărare atât de mare, ca Olteanu supărat că n-are funcție, a murit după jumătate de an. Știu. Eu știu că era scandal atunci, pentru că noi făcuserăm cu Chifu și cu Buzera și cu ăștia, l-ați făcuserăm, băi, ok, nu ne-a scritorul, ajută-ne, că nu putem scrie despre Iliescu orice. În momentul când a intervenit, a făcut scandal. Wow, Mircea Linescu care face Marele Sorescu. Și atunci noi ne-am trezit, eu eram student în anul 2, lucram la Ramuri. Și ne-am trezit în mijlocul unui scandal în care ce ne-am dat seama? Băi, de acum încolo vedem ce scriem. Adică nu scrii ce vrei tu, revoluția e pentru televizor. Asta revoluție, știi? Asta după 91. Da. În 91. Și cum era cântecul ăla, măi, lupta noastră nu s-a sfârșit până la unul să piară dușmanii poporului. Ea nu crede în lacrimi, nu? Îmi cetesc coasa sub omântul. Deci domn profesor, știi, da? Nu. La cântec revoluționar. Nu. Auzi, hai să trecem la chestii mai faine. Da. Când scoți ediția a doua de la acel disc minunat... Da, eu mi-am cântat poeziile la un moment dat, da? Da, da. Am avut un succes foarte tare. Pentru că am avut și poezii de-astea ușor, sexy, cu... Cântec de măgar bătrân. Cântec de măgar bătrân. Ăla nu, da. Ok, fine. Dar era... Uite că ne-a venit. Vino încoace, tinere. Acolo este vin. E fetiță? Băiețel, vină-mă încoace, băi. Tu vei ajunge președintele României dacă te... Eu ce vreau. Uite, e bun, e bun. Bravo, ia-o. Ia-o și dă-o lui maică ta. E vin bun, da. E greut. Da. Ia-l, du-te. Bă, asta și cum e ca Marin Preda. Știi, Marin Preda povestește când era mic, a scos pâinea din așa și el a luat-o. A luat toată pâinea familiei, știi? Și... Unde? A fugit ăla cu vinul nostru? Uite, deja tânăra generație nu citește, dar recunoaște un vin bun. Bă, băiete, cum te cheamă? Băi, parcă ai fi de la partid de vinul de la... Băi! Ia, așa. Băi, să cari vinul invitațiilor? Bravo! Da, bravo, băiete! Vezi, ăștia n-au adus înapoi. Dacă politicienii români care au furat aduceau înapoi ce au furat, România ar fi mers bine. Era acum, Elveția. Bravo! Bravo! La mulți ani! Stai că tu unde? Invită-l aici la un par de vin. Merită și el un par de vin. Uite, vezi că v-a dat o concluzie bună asta, micu. Eu de ce am spus că am... Bă, adu vinul înapoi, fiți atenți. Eu de ce am zis că am, mai rar s-a am încredere în generația noastră. Cineva care a furat, în România s-a duc înapoi ce a furat. Un ardelean cinstit. În orice caz, copilul ăsta nu are șanse în politică, pentru că aduce mereu înapoi. E naiv, da. No, uite, și rămăsesem la acel disc, pe care ar fi foarte fain și ar fi o lovitură foarte faină, chiar pe piață. Să fie reeditat. Că e o chestie faină. Eu l-ascultam în mașină. Nu, dar știi care e chestia? Problema e următoare. Că eu, când m-am apucat și de cântat poezii, m-am gândit că în tradiția culturală a lumii exista mini zangere și maestri zangere. Și erau poeți în evul mediu care mergeau din oraș în oraș și își cântau poeziile, știi? Și luau niște bănuți pe chestia asta, cu pălăria în mână, așa. Bă, ia să-mi cânt eu versurile, știi? Și n-a fost fain? Da, tu știi că n-a apărut niciun articol laudativ la adresa mea în vreo revistă a Uniunii Scris. Nu, eu nu sufăr pe chestia, dar vreau să spun că a fost ignorat total ideea, domnule. Eu mă întorc
suntem într-o lume nemiloasă. Eu sunt nevoit să ies cu arta în stradă, pentru că ieșitul cu arta în stradă e o veche obsesie a poeților, chiar a moderniștilor din 1900 și când a început chestia. Bă, ieși în fața mulțimii și forțezi puțin lumea. Din păcate, poeții, scritorii români trăiesc ca pelicani în colonii, scriu unii pentru alții, să știu nu ce, într-o lume foarte mică și foarte tristă. Pentru că nu ies aici. Foarte tristă, da. Pentru că nu ies aici. Uite, suntem la Cluj. Unde sunt colegii mei de la Uniunea Scritorilor? Eu am fost 2 ani de zile, mi-am dat demisia, președinte un scritor, dar a fost un poet cunoscut și am avut prieteni. Nu văd niciun coleg din generația mea. Un singur scriitor te-am văzut și amintești că stăteam la masă până... Cu Emil Brumaru. Da, cu cine? Cu Ghezo. Cu Săci. Cu Săci Ghezo. Mai ții minte când eram acolo la crâșma, la cu subsol? Cu Săci Ghezo, săracul, omul care a tradus. Nu, el m-a tradus în ungurește. Era un poet de la Cluj. A fost un, a avut un mare curaj, Săci Ghezo. Bine, pe urmă el a devenit consilierul actualului prim-ministru. Și ministrul culturii a fost. A fost și ministrul culturii. A fost o mare figură. Eu m-am întâlnit cu el la Liberă. La, da. Să știi că el... El, eu era dar un fel de frate trist, meu. Să știi, a murit trist. El a fost un fel de frate meu. Venea tu după ce m-am săturat de România Cică, dat afară de la TVR, venea și îmi spunea: băi, nu trebuie să faci asta, tu știi cum doare când dă cu pumnul. Știi că el a fost bătut de securitate. Știu, și, da. Și îmi povestea că la un moment dat deja sintetiza: oare acum în ce parte o să dea? Oare cum o să mă doară? O să zboare dintele? O să dea tot la rinic? Adică deja făcuse un fel de fișă medicală a securității, a tot ce făcea el, și era nu înspăimântat, ci era analist al propriilor suferințe de securitate. Auzi, acum seriul nu mai bate niciun scriitor, că nu interesează cât uși de puțin scritorimea română. Mircea, ce să bată la noi? Nu. Că noi bem și râdem de ei. Ei le mai bat în conturi, le mai bat așa la telefon din când în când să vadă dacă s-a acolo. Nu mai suntem în lumea lor. Nu trebuie să-ți pară rău că nu mai... Cuvântul nu mai este un pericol. Cuvântul e un pericol, depinde unde îl folosești și pe ce medii. Nu trebuie să-ți pară rău că nu mai e critica de poezie atunci când ți-o cânti. E important că nu e critica de muzică lângă poezia cântată, știi? Bă, să știi că ăla a fost un disc pe care l-ascultai cu plăcerea, știi, este un cuvânt altceva. Da, mine, eu mi l-am... Și mie mi-a plăcut și a fost o încercare super faină care mergea, dar sunt unele lucruri care poate nu sunt la momentul lor. Băi, un scriitor care la momentul lui a fost Mihail Sadoveanu, care a dovedit o lepră și un el tip... a fost, în momentul lui a fost foarte lung, a fost și înainte și după și l-a continuat. Da. Bine, e altă poveste aici, dar dacă... Hai să nu... O să scot o nouă ediție, că mai am câteva cântece, să știi. Am făcut exemplu de pe ăla cântecul la oltenesc, au plecat olten la coasă, știi, care era un cântec și m-am gândit, băi, ia să-i fac eu textul adevărat, că în Oltenia nu mai sunt țărani, eu tot deplâng faptul că au plecat oltenii. Și ideea era așa, cam ziceam așa: au plecat olteni la coasă, ilai, ilai, la, și n-au mai venit acasă, ilai, 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 la, că pe câmp o să răsară, ilai, ilai, la, iarbă neagră și amară, ila, 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 la. Lungă-i ziua, scurt-i anul, ila, ila, la. A murit-am cu Gianu, ila, 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 la. Și înflorire în tot pridvorul, ilai, ilai, la, ochii lui pazvante chioru, ilai, 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 la. Deci aici ai Dinescu în toate. Deși că pazvante chioru era un comandant turc care stătea, avea cetatea de la vis-a-vis de calafat.
și mai venea din când în când, dădea lovituri pe-n Craiova și se spune că s-a tras cu pușca în el și l-au lovit într-un ochi Ian Cujianu. Și există mitul oltenesc. Că el l-a făcut Pasvantoglu. Că asta, da. Pasvantoglu, de fapt, îl chema, da? De pe greci. Da. Da, în fine. Dar vezi, chestia asta trebuie spuse, trebuie faine. Păi pentru... da, nu, bine, aici am cântat pe muzica asta, m-am și... Asta a fost pe bine chiar, uite, vorba cuiva când zici... Dar e un cântec dramatic, de fapt, a devenit... pentru că, de fapt, toată viața noastră, melodia aceeași, dar textul e mult mai dramatic. Textul este dramatic, cum eu am făcut textul ăsta pentru un cântec oltenesc vesel, așa că cu oltencele care nu știu ce, mă, de fapt, toată chestia asta, dacă te referi la țărănimea română, e numai tragedie. E dramatic să vezi că e o țară de plecat. Este o gară din care pleci. Cum? Noi l-aveam în Ardeal pe Goga, cu munții noștri aur, poartă, noi cerșim din poartă în poartă. E bine, bine. Da, dar el s-o clasicizat și l-ai pus undeva, așa, într-un sertar. Bine, a fost o mare figură, Goga, și dar domn profesor care a scos o carte care se cheamă Jos Iohannis, da, și care nu și-a lansat cartea. Fii atent, să scoți o carte în România lui Iohannis și să nu te duci prin țară la... Păi vine lumea, domn profesor, să le dai autograf. În primul rând că trebuie să o lansezi în față la Cotroceni. Nu e momentul, mă. Da. Nu e momentul. Dar când nu e momentul? Păi, când acolo, pe martie. După ce își termină... Opa, are strategie, ci că prin martie, după ce vine factura din februarie... A, nu știi de ce? El are ceva dreptate. Foamea la români vine, în general... Cu primăvara. Deci, primăvara, pentru că... Se gata porcul. Român, e porcul băgat în untură, nu știu ce, mai face o bucată de pâine cu untură pe pâine și cu ceapă, nu știu ce. Apare deja urzica până în martie, aprilie, nu știu ce, dar până să apară urzica, trebuie, e revolta, da? Da, auziți, eu l-am votat pe Ioanis. Păi, dar în prima fază... Și a doua oară, că trebuia să... Între Ioanis și Dăncilă, acum nu înțeles. Ce a făcut în primul mandat? Nu știu, eram speriat de Dăncilă. Ce a făcut în primul mandat? Ce reproșați lui Ioanis? Păi că nu a făcut nimic. Okay, și că ne-a mințit cu numele de neamț. Ne-a înșelat cu numele de neamț. Okay. El, de fapt, nu-i neamț. El, 5 ani de zile, a umblat... Dacă cu avionul, au trimis forțele armate un avion să ne pruieze, ăia cântă și ăștia mă anunță că nici se termină emisiunea. Deci când să-l dăm pe Iohannis jos, nu mai e timp. Din cauza... Știi că la Revoluția din 48 e o chestie reală. Am citit-o la, în memorie, nu mai știu căruia, pașoptiți. Tinerii fii de boieri s-au dus la Paris, unde au văzut Revoluția de la 48 din Franța și au venit în România să pună și ei de o revoluție. E adevărat că tot erau fi de nomenclaturiști, adică de boieri, de, mă rog, funcții de ăștia. Bine trăitori. Bine trăitori. Dar au vrut să facă, să zguduie, ăștia toți erau îmbrăcați în dalea turcenu și au venit ei cu pantaloni nemțești, în fine. Și, dar a început un viscol, era în decembrie, așa, și erau la Hotel Petersburg. Și au zis, bă, ce dracu, că nu vine lumea. Și unul dintre revoluționari a ieșit pe balcon și a spus, stimați concetățeni, din cauza timpului nefavorabil, seamână. Revoluțiunea se amână pentru mâine la aceeași oră. Așa că, domn profesor, o amânăm puțin până... Până în martie. Până în martie. Ei, și 120 de ani m-am trezit la 1968, la fel, ăia de la Paris au venit și au obținut revoluția după aia, dar nu s-a mai amânat. Uite, uite generația până noastră, în uite, este un filozof francez care scrie foarte bine. Zice așa, bă, în mai 68 vreau să schimbăm lumea. Acum vrem să ne schimbăm mobila de bucătărie. Băieți! Exact. Foarte frumos. Gata, pasă. Să bem am vrut să schimbăm lumea, am venit aici cu toate categoriile. Oameni care produc minunata brânză de capră, intelectuali revoltați, un om care organizează tot soiul de manifestații, numai asta lui domn profesor nu vrea să o... Ia-o, organizează-mă în martie. Și doi pensionari de-ai noștri, care sunt și rudă cu el, că sunt socrii lui. Ia scos și el la iarbă verde. Ce se faci? Scos socrii la iarbă verde. Mai bea și un pahar de vin gratis, puțină brânză de la ei, puțin vin. Doi oameni pe care i-am făcut fericiți, da? Bun, hai, asta e important, da? Thank you.